Ciucă vine cu toate informațiile legate de acest subiect. Te ascultăm, Roxana. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit. Până în momentul de față, nicio persoană nu a fost reținută pentru 24 de ore, dar nu este exclus să se întâmple asta. Deja se fac foarte multe cercetări, s-au audiat foarte multe persoane. Ca o informație de noutate, dacă vreți, se pare că banii ar proveni din jocurile de noroc, jocuri de noroc, cazinouri, dar și așa numitele păcănele, atât de aici, din București, cât și din Craiova. Un cetățean turc este cel care i-ar fi înmânat șoferului de 32 de ani din Oltenia acel plic cu 40.000 de dolari. De asemenea, la percheziția automobilului său a fost găsită și o sacoșă de rafie plină cu bani, 320.000 de dolari au găsit oamenii legii acolo. La audieri însă, șoferul a spus că el a fost trimis de șeful său direct din Oltenia, aici în capitală, să se întâlnească cu turcul ca să ridice sumele de bani. Vă amintesc, doamnelor, domnilor, că totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 18, undeva în zona Piața Romană de aici din București. Un echipaj de la secția 1, patrula prin zonă, a observat fix momentul în care avea loc tranzacția cu plicul aruncat pe geam între cele două autoturisme. Șoferul a fost somat să tragă pe dreapta și așa oamenii legii au intrat pe fir. Acum însă munca anchetatorilor este una extrem de grea, pentru că vor să afle într-adevăr care este adevărata proveniență a respectivelor sume de bani. Roxana Ciucă, mulțumesc! Peste o...